Mamă, vai că te-a crescut, e în regulă să crească așa mult. Încearcă să-i distribui și tu cât de cât egal. Ai mici! Mici, că le fac. Hei, nu așa apropiate, că n-ai multe ciuperci. Ce faci? Gata, șef, am înțeles. Ai pus numai aici. Iau așa, bam, 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 ca și când ai da cu pensula pe un gard. Hai să mâncăm. Poate mă ard acum să vezi. Fac introducerea. Salut, sunt Otto de la Miere TV, iar în episodul de astăzi din Otto Mănâncă voi face o pizza de casă împreună cu maica mea care e aici lângă mine. Vom face cea mai bună pizza, iar la sfârșitul clipului o vom și mânca, o vom și testa să vedem cât de bună a ieșit. Haideți să treabă! Pentru anuat avem nevoie de un pliculeț de drojdie uscată, punem aici. Am pus o linguriță de zahăr, acum punem o lingură de apă călduță ca să amestecăm bine. Se omogenizează bine. Decât o linguriță, o lingură de apă? Nu, mai adăugăm. Păi și apă câtă pui în total? Nu contează acum, în total se pune o cană de apă, 250 de ml. La ce cantitate de... La 500 de grame de făină. Punem făina într-un castron. Deci 500 de grame de făină, un pliculeț de drojdie. Și 250 de grame de... De mililitri de apă, da. Călduță. În făină putem să punem o linguriță de sare. Și acum avem apa pregătită, începem să facem coca. 250 de mililitri înseamnă o cană din asta de cei. O să începem să amestecăm întâi cu lingura, după care o să rământăm cu mâna. La început, da, coca o să se lipească un pic de mâini. O lăsăm la dospit, după aia cât timp? Păi o jumătate de oră. O jumătate de oră e suficient, da. Mamă! Ce rapiditate, îmi place. Îți place? Te pregătești să-mi pui niște ulei aici. Din asta de măsline, 3-4 linguri de ulei ca să îi dea elasticitate. Nu, stai să punem cu lingura, să măsurăm. Da, să bagi așa după ochi. Da? Ajunge. E cam moale. Am mai trebuit făina? Vedem. Ok, lipicioasă. Amestești de vreo 4 minute așa. 3 minute. Mai punem un pic de ulei. Ulei? Da. După vreo 5-6 minute de frământat, cam așa arată latul. Punem un pic așa de făină și punem prosopel curat. Lăsăm jumătate de oră la prescut. Acestea sunt ingredientele noastre pe care le vom pune pe pizza. Voi puteți pune orice, dar noi avem așa. Aici avem sos de roșii, de asta de casă, și îl vom amesteca cu busuioc și oregano. Aici mai am vreo 3 ouă, le batem foarte bine. Ciuperci, cașcaval afumat, două tipuri de carne. Cârnat și... ce asta? Ceafă? Ceafă afumată. Nu prea are importanță, v-am zis, voi puteți să puneți orice doriți pe pizza. Nu vă întea felii subțiri și le vă lăsa întregi, le vă întea cubulețe mici, la fel și cârnatul, cred. Pentru că atunci când veți mușca din pizza, să nu se tragă toată felia de carne, știți? Trebuie tăiat de bucăți de mici. Și aici avem și niște ceapă din grădină din asta verde. Îmi place foarte mult cu ceapă. Și maica mea a zis să punem din asta verde. Chiar dacă nu aveți ceapă verde, puneți ceapă normală, pentru că o să dea un gust foarte, foarte bun pizzei. Ceapa e secretul. Acesta este un suc de roșii mai gros, făcut din roșii din solar. Adăugăm puțin busuioc. Aici e oregano. Amestecăm bine, bine. Și asta o să fie sosul pe care o să-l întindem pe blat. Am tăiat feliuțe și după aia îl tăiem și pe jumătate, pentru ca bucățile să fie destul de mici și să atunci când... când moști, să nu se ia prea mult. Mamă, ce cuțit bun ai! Ia uite cum dă. 3 ori, 4 ori în gol. Cam așa arată cărnatul. Asta o să-l prăjim un pic, pentru că a fost cărnat din acela crud și trebuie prăjit. Dar ceafa asta nu cred că trebuie, pentru că este mezeu. Asta tăiem bucățele. Ajunge, ajunge. Cu bucățe? Da, cu bucățe. Ok.
Mai mici. Mai mici, că să le fac mai mici. Iar acum vom da cașcavalul afumat pe răzătoarea mare. Și aici am făcut restul de ingrediente, am scos și cârnații, i-am prăjit, avem aici ceapa, aici mai avem un tip de carne, aici avem puține ciuperci, sosul și ouăle bătute. Deci cam astea sunt, fraților, trebuie să dospească aluatul. Maica mea pregătește aici, blatul a trecut 30 de minute, hai să vedem cum arată ăsta. Mamă! Dar nu e nicio problemă, că îl facem imediat. Vai cât a crescut, e în regulă să crească așa mult? Înțeles. Stai să văd și eu aici când îți crezi. Așa că este și la cozonac. Păi lasă că îl facem cozonac. Știu, dar vreau să zic. E bine, da. Păi nu că o iau acum la frământat. Și o să vezi că se micșorează. Nu rămâne așa. A, se mai micșorează. Păi cum să nu? Ia uite. Vedem o formă rotundă așa. Dar nu e prea multă totuși? Unde e tava în care face-o? N-aia mare, ia uite-te acolo. Tava se unge bine cu ulei. Acum întindem aluatul cu usucitorul. Să-i dăm așa o formă cât de cât dreptunghiulară, precum forma tăvii. Putem să dăm un pic mai sus, ca vine umplutura, știi? Bun, și acum să întindem sosul ăsta de roșii cu busuioc și cu oregano. E suficient? Da. Bagă sosul nou acum. Ce punem prima dată? Cârnații. Da, încearcă să-i distribui și tu cât de cât e gata. Am terminat cu cârnații, acum punem ceafa asta. Dacă tot suntem la capitolul carne, să terminăm cu carne. Continuăm cu ceapa. Pizza. Asta dă foarte, un gust foarte bun la pizza. Și la orice mâncare, ceapa e super bună. Se, e așa dulceagă, nu știu ce, are un gust foarte, foarte bun. Nu numai la pizza, la orice mâncare. Ceapa și usturoiul. Unii mai pun și usturoi, dar noi nu o să punem. Noi avem aici niște sosuri. Avem sos de usturoi de la KFC. Putem să punem pe deasupra. Avem ketchup Tommy și încă două sosuri de steiuți de la Tabasco. Acum, ciupercile. Hei, nu așa apropiate, că n-ai multe ciuperci. Ce faci? Gata, șef, am înțeles. Hai să punem și cașcavalul acum. De abundență. Și cașcavalul ăsta afumat o să dea un gust deosebit acestei pizza. Și acum punem și ouăle. Le-am amestecat un pic cu sos de roșie azuzu, pentru că, uitați, acum se pun mai ușor. Pus numai aici. Iau așa, bam, 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 ca și când ai da cu pensula pe un gard. Într-o ordine. Că dacă o pui așa, peste tot, tot timpul, nu mai știu unde ai pus, unde l-ai pus. Acum jap cu ea la cuptor, că nu mai pot de poftă și de foame. Cuptorul este încins la 200 de grade. Este cuptor electric. Și cred că, nu știu, în cât timp? O jumătate de oră? 20 de minute? Vedem. O să fim cu ochii pe ea. Și ne revedem după aia când mâncăm. Hai să o scoatem, e gata. Vai de mine, ce bine arată. Wow. Doar două? Păi... Mai punem una? Păi nu mai punem. Nu ai loc acolo. Mai pun după ce. Da, așa. Hai să mâncăm. La mă. Poate mă arde acum să vezi. Mamă, uite cât de bine groase. Mai ales de la ceapa aia.
Nu poftă, face și el. Mamă, ceapa! Super bună! Super șmecheră! Și sosul se simte. Crișor așa, foarte bun. Trebuie să punem mai mult oregano. Wow! E super bună, fraților. Încercați rețeta asta neapărat, dacă n-ați încercat-o. Dacă vă place pizza, trebuie neapărat să încercați. Super și blatul. Și cârnați, ce bun sunt. De gust bun. Dar zic cum e ceapa aia. De gust bun, da. Vezi? Ceapa face, cred că jumate. Cealaltă jumătate carne și cașcavalul. Și sosul. Nu trebuie să fie cea. Foarte bun. Nu e nici gros, nici subțire. Mamă, ce arde. Și dacă vă place pizza, încercați neapărat, fraților, rețeta asta, pentru că este super, super bună. Delicioasă. Puteți să puneți absolut orice vreți voi pe ea, dar să nu omiteți ceapa. Doamne. Super. Hai să începem și cu niște aia. Ketchup? Cred că e bună și de ce. Da. Trebuia să mă lăsăm să mai răcească un pic, da. E pofta prea mare. Super bună. Ketchupul ăsta e picant și îmi place. Și mai și răcește un pic. Și acum să încercăm și cu niște sos de usturoi de la KFC. Puteți să încercați și cu sos de usturoi dacă vreți, dar eu voi mânca cu puțin ketchup, pentru că este picant. Cam atât am pus, haideți să vă arăt și după aia vă las, mă duc sus. Mie așa îmi place să o mănânc cu puțin ketchup, este delicioasă pizza asta. O să mai iau o felie probabil și o să mă duc sus să mă uit la niște seriale și niște filme. Cam atât pentru clipul de astăzi, fraților. Dacă v-a plăcut, nu uitați să bușiți butonul ăla de like și să îmi lăsați un comentariu. Eu voi citi toate comentariile și vă voi răspunde și vă voi da câte o inimioară. Și bineînțeles, dacă doriți să mai vedeți și următoarele mele clipuri, nu uitați să apăsați pe butonul de notificări, pe acel clopoțel, și să activați toate notificările pentru a nu rata următorul meu clip. Eu sunt Otto, până data viitoare, v-am pupat! Ciao!